spune nevești bune. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara, România! Bună seara, București! Sunt Andreea Esca! Pro TV te salută! Cum a fost pe scenă? Cum te-ai simțit? Fenomenală, bucuroasă și în același timp foarte emoționată. Ai avut emoții înainte să-i vezi pe jurați și să intri pe scenă? Da, puțin. Și cum ai scăpat tu de emoții? Îmbrățișându-i pe Paul și pe Smiley. Și cum ai descoperit tu această pasiune a ta? Mămica mea, la vârsta de 5 ani, a observat că am o dicție foarte bună și o memorie impecabilă. M-am înscris la cursurile de televiziune, deși în mod normal cursurile încep la vârsta de 7-8 ani. Ia, mămica mea a insistat să mă primească pentru că eu chiar aveam o dicție foarte bună și știam să citesc de la vârsta de 4 ani. Iar mie mi-a plăcut foarte mult să citesc în ritmul prompterului în prima ședință. Doamna profesoară de acolo a fost uluită, până și eu am fost uimită de ce am putut să realizez. Și de atunci a început totul. Acolo am descoperit exercițiile de dicție și de atunci a început totul. Ce te-a motivat să vii aici? Pentru oamenii frumoși care își arată talentul și emoțiile care se întâmplă pe platoul de filmare.